Să-mi rezerv sau nu vacanță de sărbători? Asta este întrebarea. Știu că anul trecut, pe vremea aceasta, poate aveai deja programare făcută în vreo stațiune. Va fi cel mai liniștit revelion de până acum, cel puțin dacă restricțiile vor continua. Simona deține lanțul hotelier Ana Hotels, respectă toate regulile din prezent, dar chiar și așa clienții sunt reticenți pentru că nu știu restricțiile ce vor veni. Orice comparație cu anul trecut este dureroasă. Ea totuși s-a pregătit. Prețurile sunt mai mici ca anul trecut și pachetele de sărbători flexibile. Dacă lucrurile vor merge în direcția în care se va interzice călătoria în orice fel, să poată beneficia de avansul plătit cu un alt sejur într-o altă perioadă. Dacă măsurile rămân așa cum sunt acum, noi ca hotelieri avem permisiunea de a oferi masă clienților cazați. Și acea cină de revelion va fi cina pe care oricum clienții o vor putea avea în fiecare zi. Nu o să avem orchestră să încurajăm lumea să danseze, dar s-ar putea să fie o formație care să cânte muzică de jazz. Poate nu vei putea pleca în vacanță, însă nici cu familia sau prietenii nu poți interacționa. În cazul acesta, depresia te poate pune la pământ. Cristina, psiholog, îți spune că poți sta izolat fizic, dar nu renunța la comunicare. Meniurile poate ar trebui să fie în variantă online, fie în variantă de unică folosință. Poate ar trebui, dacă hotelul sau pensiunea ne permite, să solicităm room service-ul mai des decât să mergem și să luăm masa împreună cu ceilalți turiști cazați în hotel. Restricțiile trebuie folosite doar de o singură familie.